Mai multe expoziții de pictură, sculptură și gravură menite să pună în valoare patrimoniul vast al Muzeului Municipiului București și Pina Cotecii București vor fi organizate pe parcursul acestui an, vor fi expuse lucrări de pictură, sculptură, gravură, colecții de costume, documente rare și artă populară, precum și fotografii. Din 16 februarie la Palatul Suțu, vizitatorii sunt invitați să vizioneze expoziția Balcic, Școala de Pictură de la Malul Mării, urmând a fi expuse în premieră șase lucrări de grafică din colecția Pinacotecii București și două lucrări de pictură. Muzeul Teodoraman propune din 7 aprilie o nouă expoziție temporară, invitație în grădinile și parcurile cunoscutului pictor român. Care va rămâne la dispoziția publicului până la 31 martie 2023. Lucrările propuse pentru expunere, 22 de picturi și 4 acuarele, aparțin perioadei de maximă maturitate artistică, acoperind în principal ultimele două decenii de creație ale maestrului, în care peisajul a devenit un gen perfect asumat și aproape o formulă identitară, în percepția multor admiratori ai lui Aman. Bucureștiul văzut de Iosif Berman este titlul expoziției care va putea fi vizitată începând cu 21 aprilie la Palatul Suțu. Tema principală a fotografului Iosif Berman o reprezintă strada, evenimentele care se petrec aici, atât cele inedite cât și activități cotidiene cu personaje comune. Tot la Palatul Suțu, din 28 aprilie, este programată deschiderea expoziției Acte Domnești Fanariote din colecția Muzeului Municipiului București, în care vor fi expuse noi documente, unele mai puțin sunt cunoscute specialiștilor și publicului larg, din bogatul și diversul său patrimoniu arhivistic păstrat în colecția de documente. Pe parcursul întregului an 2022 vor fi expuse lucrări de pictură, sculptură și gravură și vor fi prezentate recente și remarcabile donații către Muzeul București. Colecțiile de costume, documente rare și artă populară, precum și fotografii din vechiul București, vor fi și ele aduse în atenția publicului.